tineri, femei, bătrâni, toți au stat la coadă pentru a prinde reducerile de Vinerea Neagră. Zeci de persoane s-au îmbulzit încă de la primele ore ale dimineții pentru a prinde reducerile la produsele electronice și electrocasnice. Au cumpărat televizoare, uscătoare, mașini de spălat și orice altceva doar pentru că produsele aveau prețuri reduse. Spuneți-ne ce produse vreți să cumpărați azi? O mașină de spălat vase, un televizor. Deocamdată ne uităm și studiem piața. Ați pregătit pentru această zi? Da. Ați așteptat anume? Da, am așteptat și... Reducerile cum vi se par? Unele bune, unele nu. Chiar am fost și la o altă firmă concurentă care avea, acum o săptămână avea prețuri mai mici și acum sunt mai mari. Chiar și cu reducerea? Și nu aveau reducere la ea. Mașină de spălat aș vrea să tot mă uit la prețuri și asta îmi doresc și mă uit că ce durație are, câte kilograme. Ați așteptat această zi de reduceri? Am așteptat, foarte mult am așteptat, că pentru noi contează cât e bun. Pentru copil, țiori, trocasnice. De ce aveți nevoie? Ce produse? De toate. Aragaz, mașină de spălat, combină frigorifică, aspirator. Ați așteptat această zi în mod special? Eu nu prea, că nu prea mă interesa copilul, el e. Prețurile cum mi se par? Acceptabile. Un televizor. Încă de aseară am venit, am inspectat, am văzut prețurile și m-am hotărât ca să iau un televizor. Cum au fost aseară prețurile și cum sunt acum dimineața? Da, nu, e diferență foarte mare. Foarte, foarte mare. Noi în binele nostru, pentru că salariile sunt așa cum sunt în vale aici la noi și nu. La ce preț l-ați achiziționat? Păi, sincer, nu știu, a fost 3.000 și undeva la 2.600 și. Deci, diferență mare, oricum, 700 de lei, un salariu minim pe economie. Reprezentanții centrului comercial au luat și măsuri de siguranță pentru ca goana după chilipiruri să nu se soldeze cu incidente. Măsurile de securitate luate pentru astăzi au costat în dublarea agenților de securitate. Clienții au venit încă de la primele ore a dimineții. Primele persoane care au apărut în fața complexului comercial au fost undeva în jurul orei 6:30. Accesul s-a creat tuturor clienților începând cu ora 8. Menționez faptul că astăzi avem programul prelungit de la ora 8 la ora 22, sâmbătă de la ora 8 la 21, pentru a putea fiecare dintre clienți să beneficieze de acele produse reduse în cadrul sărbătorii, eu i-aș spune, Vinerea Neagră. Black Friday, sărbătoarea reducerilor, a fost preluată de retailerii din țara noastră în anul 2011. În magazinele din Petroșani, reducerile vor continua până duminică inclusiv.